Salutare băi frumoșilor și bine v-am regăsit la un nou episod din Brawl Stars. Băi fraților, la mine astăzi este de-abia ziua de înviere. Bine că clipul ăsta o să apară mâine, astăzi toată lumea e plecată. Nu are rost să pun clip seara pentru că și cel de dimineață a fost nada, nimic, mă înțelegeți voi. Așa că acest clip o să apară cel mai, adică sigur o să apară mâine. Băi fraților, vreau să ajungem la 6000 de trofee și să deschidem mega box-ul. Voiam să ajung eu, adică practic de obicei am ajuns eu, doar că am zis că bă, oricum filmez și trebuie să mă joc și deja mă săturasem să mă joc pe telefon. Am zis că după deja îmi pierde tot cheful pe filmare și nu are niciun rost. Avem un felul următor. Aici am putea să jucăm cu ăsta, cu Crow, l-am făcut de rank 16, după cum puteți vedea și pe el și pe Leon, pentru că e mapa bună pentru ambii, am putea spune. Daryl iar la fel e bun pe mapa asta, Brock mi se pare că mai e bun, dar de obicei cu Brock joc la Bounty și acolo îl cresc. Și mai e Piper, dar nu am, deci în orice caz sunt buni ăștia destul de ranged și... și Daryl că poate să ajungă rapid în ei. Și fiind mulți squishy, îi pot scoate foarte repede. O să jucăm, inițial, haideți să jucăm în felul următor. Jucăm cu Rosa la Siege, pentru că e foarte, foarte OP. Problema e că au și ei Rosa, bă, se pare că de data asta n-au Rosa. Dar de obicei au și ei Rosa și oi fi OP ca Rosa, dar au și ei în echipa lor Rosa. Deci, mă înțelegeți voi. Nu o să mă bag pentru că știu că nu pot să-l iau și mor. Da, bine. Tot am murit. Da. A fost într-un fel vina mea parțial acolo. Ok, reușesc să-l iau și reușesc și să-mi fac ulta. Din păcate n-am reușit să-l omor pe prost, ceea ce nu e întocmai ok. Bă, cât de ăsta am nimerit ăla, mă? 4, ești nebun? Am și power mic pe ea. Ai frate, lăsați-mă să-mi încarc ăsta, bravo, perfect, bravo băieți. Vreau să-mi încarc viața, că dacă nu-mi încarc viața, degeaba bag, bine, degeaba, nu e degeaba, dar poate să mă omoare și în ultă dacă am 900 HP, 1000 HP. Plus că aș vrea să o păstrez pentru roboțel acum, pentru un moment cel puțin. O să bage la ulta, e clar, dar nu face mai nimic. Hai să merg, îmi bag și ulta, deja. Că e bine, stau un robot să nu se miște deloc și acum încep să dau în timp ce fug. Oh, shit! Mamă, e scârbos rău Brock ăla, mă enervează. Oricum, ne-au dat 10%, ceea ce e extraordinar de puțin. Noi sunt aproape convins că o să le dăm ceva mai mult. Din păcate, nu o să mai am multa pentru moment. Dar s-ar putea să nu fie asta o mare, mare problemă. Ăla e. Brock ăla nu prea are cine știe ce power pe el, dă 1000 și ceva pe basic. Nu e mult deloc. Ok, ultă și vă și bat acum băieții. Bine. Nu știu dacă vă... Ba, l-am omorât pe fraier și o să-mi fac și ultă înapoi. Nu, băiatul meu, că nu... E. Nu se auzeau lui basic-urile, ciudat. Oricum, e GG. Deci, uitați-vă și voi cât contează dacă ei nu au Rosa în echipă. Deci, frate, n-ai ce să-i faci, pentru că își face și ulta super repede. Și acum eu pot să mă duc efectiv, eu dau basic-uri, eu n-am niciun stres, eu îi bat peste, eu tankez din potrivă, tankez și eu ăsta. Bine, am fost destul de prost pentru că mi-am băgat ulta prea devreme. E bine dacă bagi ulta să și tankezi. Deci, dacă tankam cum trebuia, probabil că ăsta am fi câștigat. Dar mi s-a dus ulta între timp și după am tankat fără să am ulta, mă înțelegeți voi? Cred că mă înțelegeți perfect. Băiatul, nu mai face de ăștia cu mine că... crezi că mă trage prostul. Nu e problemă. Mă bag așa la impresie. Îl omor pe fraier. Oricum, e GG. N-au nici cea mai mică șansă. Exact cum spuneam. N-ai Rosa. GG. Eu acum dacă mă supăr, pot să mă bag frumos. Ia uite. Uite, poftim cultura, na. Deci poftim cultura, na. Poți să bați, am dat vreo 10% damage dintr-o simplă ultă cu aia acolo, deci au mai dat și fraierii aia. Bine, puțin contează asta, ideea e că ți se duce ulta. Aia e problema cea mare. GG, easy. Exact ce spuneam. Hai da. Bine că să sperăm că ajungem și noi la trofeele alea. Am făcut două pe plus sau cât, hai bă, ce jucăm noi? Hai să băgăm un gen grab.
Nu m-am uitat la mapă, dar sincer e cam bună pe toate. Deci am adus-o destul de sus, adică eram cu 11, face 12 cu ea. Curând, chiar dacă nu are power, are power 2. Dar e, frate, e OP, deci n-ai ce să-i comentezi. N-ai ce să-i comentezi. Deci așa cum spuneam, dacă n-ar avea ăștia o rosă acum, ar fi morți. Pentru că îți bagi ulta și te duci în ei, frate. Îți bagi ulta și te duci în ei. Ia uite, na, poftim cultură, na. Și aia chiar dacă ea momentan nu-i dau atât de mult damage, într-adevăr, dar ea am omorât cu echipierii, nici nu trebuie neapărat să o omor pe ea. A ei tot mor. Și acum am din nou ulta, trebuie doar să aștept. Bine, am fost prost. Trebuie doar să aștept să mi se încarce viața. Mi s-a încărcat viața. Hop. Frumos. Iar încă echipieri. Nu mă interesează să o omor pe ea, știu că are ulta. Bine, dau și ei acolo, de ce nu? Și eu îmi țin trofeele. Fără niciun stres, fără nicio problemă. Ia uite, vine și tu băiatul. Ce credeți că faceți, a? Aaa, nu are și să-l omor pe prost. Na, optim. Deci odată ce a pus Rosa mâna pe ele, cu greu le mai dă drumul. Deci cu greu le mai dă drumul. După cum puteți și observa, de altfel. Nu am multa, dar o să-mi o fac pe fraierul ăsta și gata. Acum e Gigi. Asta nici nu are, oricum, acum mi-o fac în continuu. Deci dacă e Rosa asta lângă mine, uite-ți. Na, nu, deci e imposibil. Odată ce ai pus mâna pe ele și ai fraier în care să dai, îți bagi ulta în continuu, în continuu, în continuu. Ce poate să-ți facă? Sincer, ce poate să-ți facă? Aie, Gigi. Hai, mă mai bag la încă unul. Poate reușim să o facem în rang 12. Ne-ar mai trebui 2 win-uri. Dar să vedem, poate o bag și pe Bounty. Nu știu ce mapă e pe Bounty. Mi se pare că e aia nasoală. Na, pe Bounty s-ar putea să nu meargă. Știți din ce cauză? Din cauză că e... frumos. Ce echipă perfectă pentru mine. Perfectă pentru mine. Sincer vă zic. De ce e perfectă pentru mine? O să vedeți curând. Pentru că n-au Rosa și eu mă bag frumos. Ia uitați, o trei. Mi-am făcut și ulta, am omorât și un fraier. Nici cel mai mic stres. Și acum ne băgăm iar ulta. Ne ducem în ei că n-avem niciun stres. Cine ce poate să ne facă? Cine ce poate să ne facă? Luați băieții mei ăstea. Luați-le pe toate, că pe noi nu ne, adică pe mine unul nu mă interesează. Deci câteodată mi se pare scârbos de bună. Deci mi se duse ulta. E scârbos de OP, frate. Deci te duci 1v3 și îi bați pe ea. Efectiv, te duci 1v3 și îi bați, dacă n-au și ei Rosa. Că dacă au și ei Rosa, poate că se mai schimbă un pic situația. Asta e și proastă. Da. Bine, mi-am băgat eu ulta de vreme, dar asta e partea lua. Ce ai, băiete? Ce ai, băiete? Da, nicio șansă. Uau, ne muri fraierul. Uite, bă, ne-a murit prostul. Blue team countdown. Gata. Fugiți, băieții, nu mai stați ca proștii. Ce aveți, mă, ia? Ce nu vă convine? Hai, spuneți. Spuneți repede, ce nu vă convine? Bă, că n-ai nicio șansă, fetiță. Ale, deci v-am zis, e prea simplu cu Rosa. Deci mai ales, vă zurăți, n-a avut rău nicio Rosa. Păi da, îi băteam 1v3. Dacă stăteau să se bată cu mine, îi băteam 1v3. Fără nicio problemă. Că, frate, mi se pare destul de... Chiar mi se pare OP, s-ar putea să-i dea nerf ceva. Jucăm cu Brock. Nu e neapărat cea mai bună idee. Pentru că... Avem... Jucăm de pe calculator, nu avem nimic. Jucăm de pe calculator și mie nasul să dau. Dacă nu dai aim cu Brock, sincer, și nu... Trebuie să fie ori să fie aproape de tine sau lângă tine, ori să știi să poți să dai aim. Dacă nu dai aim, îl ratezi 100% dacă știe să se ferească. Logic. Dacă nu știe să se ferească. Shit. Ce m-a pleznit aia. Iată, exact ce ziceam. Dacă nu dai aim, un pic trebuie să se ferească strânga-dreapta, că nu ajunge la fel de repede ca lui Piper. Nu că nu ajunge la fel de repede, ajunge greu. Dar vrea să bage ulta, eram sigur. Puteam să pun pariu. Na, nu știu ce face Piper-a mea. Că nu pare... Nu pare prea deșteaptă, sincer. Ce fac eu? Lasă-mă, mă pace. Am scăpat măcar. Nu prea, deci v-am spus, nu prea știu să joc de pe calculator.
nu știu să dau aim, nu că nu știu să joc, practic tot același player sunt. Și din cauza asta s-ar putea să prea pierdem. Sau s-ar prea putea să pierdem. Hai băi, bate-o și tu pe aia, hai. Asta o bătuie. Dacă nu vreau să știu să o bat, o bătuie. Vedeți că ne bagă urtul ăla ultima ta. A, nu știu de ce am păgat ult acolo, mă credeți? Chiar nu știu, efectiv. A, o nimerit pe flyeră. Hai bă, vedeți-l pe Diogo, așa, hai, că suntem în avantaj. Pentru moment suntem în avantaj. Băieții mei. E ce fac? Am apăsat din greșeală, sincer. Bine, din greșeală îmi alunecă ăsta mouse, practic din greșeală. Mori, bă. Așa. Nu, fugi proastă, fugi, că dacă te omoară pe tine... Facem egal dacă te omoară. Ăla e, perfect. Ăla este. Deci îmi place, chiar îmi place Brock, dar îmi place să mă joc de pe telefon, că v-am spus, aici nu prea știu să dau aim. Și e destul de enervant. Hai mă, de câte trofee mai avem nevoie? 9. Ce să jucăm? Hai că băgăm un... Daryl. Deși mergem un pic la risc. Risc. Îl iau totuși pe Daryl, pentru că pe Daryl nu prea trebuie să dai aim. Sau nu la fel de mult ca pe alți ăștia, de exemplu Crow. La Crow trebuie să mai dai aim, la Leon trebuie să mai dai un aim. Să dai prin boschet, să nebuni. La asta, când ai nevoie puțin și... Ne, se băgă ăla, normal că se băgă. Că de ce să nu se bage? E un fraier aici și din păcate mai e unul, dar nu știu unde e. O să-l omor pe ăsta repede. Ce faci? Te lăsași pe gubaș? O să mă duc pe... uite bă, nu văzui... Cum nu văzui? Sunt cam aceeași culoare cu... Nu văzui butoaiele, vorbesc la modul cel mai serios, că de-aia apăsai. Hai mă, lasă-mă în pace, că până nu fac ultima ta nu pot să te bat, lasă-mă în pace. N-auzi? Sunteți scârbe? Sunteți scârbe? Ba nu. Piper nu e scârbă. Crezi că vrea să dea tot după mine. Dar se pare că e fetiță drăguță. Nu, no, că pe ala l-o mor, că mă enervă. Sincer, mă enervă. Nu știu ce să fac. N-aș vrea nici să-mi descoper poziția. Băi, ăla cred că e destul de mort. Îi mai las un pic să se bată. Îi mai las un pic să se bată. Asta e nasol. Asta chiar e nasol sau nu neapărat? Poate doar un pic. Ce fac cu ei, bă, mâncațași? Îl ratasem. Și eu am fost impresia că e colt. Era și un colt, dar nu era colt acolo. Lasă-mă în pace, băi. Vezi că-ți dau ceva de mei, fraiere. Nu te pui cu mine așa. Cu una, cu două. Fugi la țang. S-ar putea să încerce să bage ulta. Sau nu? Băi, cum îl ratai, mă, acolo? Da, prostul, vă zic eu. Așa îl ratai. Mami tău. N-au mai că stau să mă feresc. Stau să mă feresc de basic-uri, că dacă nu mă feresc... Trebuie să mă bag cumva din laterală sau când nu se așteaptă. Pentru că dacă bagă ulta, mă bate! Dacă bagă ulta fix pe mine, exact asta voiam să zic. L-am omorât și eu, dar l-am omorât după. Nu jucai bine acolo, chiar nu jucai bine și rata-i cu ulta. Dacă îl prindeam cu ulta, îl omoram. Că îi dădeam, îl aruncam în sus, îi dădeam knock-up, ca să zic așa. Și apucam să-i bag un basic din plin. Și la al doilea deja era mult, n-apucat să-și termine ulta, să mă omoare. Chiar o jucai prost, trebuia să am un pic de răbdare. Mă tot presa el primul ăla și mă enerva. Chiar mă enerva. Bine, că el primul o jucă bine, mă împinsă practic pe mine să dau un ala cu el, n-aveam nicio șansă să mă bat în timp ce stătea și coltul. Așa poate puteam să-l mai spamez pe drum, ca să zic așa, că el are range mult mai mic și poate să-l bat cumva cu ulta, deși nu prea cred. Și slabe șanse, dar nu imposibile totuși. Dar așa și-a garantat succesul. Bravo lui, nu-i problemă. Ăla se face că e AFK. Puțin mă interesează. Nu, domnule Marco, eu nu fac timp. Eu nu fac timp că nu suport timării. Bine, din cauza asta și cresc mai greu în trofee, dar mai bine cresc eu sănătos și corect. Ca să faci timp, nu crești corect, frate. Nu poți să spui
Făcutul timpului crescut corect. Sincer să fim. Ăsta nu are ulta, ceea ce după ce își termină basic-urile ca prostul încercând să mă nimerească, puteam să-l omorâm ușor. Ceea ce a și făcut, a dat 3 basic-uri și după l-a băgat pe al 4-lea, ăla a fost ultimul, maxim mai avea un basic pe care și l-a băgat după. Dar n-avea nicio șansă să ne omoare cu el. Dacă avea ulta, putea să bage un basic și după ulta și putea să ne bată. După cum puteți vedea, oricum ne-a dat o grămadă de damage pentru că e scârbos polțișorul ăla. Și cu Daryl, din moment ce te duci fix lângă el, e imposibil să rateze basic-urile. Poate dar dacă cumva te bagi în spatele lui ceva. Băi, mai este asta și cu... Da, și cu scârba asta, care o să mă bată 100%, n-aveam nicio șansă. Jesse e, cred că e printre cei mai mari, dacă nu cel mai mare, counter, Jesse și cu Bull. Pentru că dă mult mai mult damage ca tine Bull pe basic, ceea ce e clar că te bate. Nu mă așteptam să dureze atât de mult. Deci nu-mi place să joc de pe calculator, efectiv nu-mi place. Câștig mult mai puține. Deci câștig mult mai puține de pe telefon, aia e clar, 100%. No comment. Hai mă, lasă-mă să-mi iau și ăsta. Păi nu fac eu ulta. Stai o țără. Mulțumesc pentru power, băieții. Apreciez. Da, asta nu prea mă mai apreciez. Faptul că... Mersi. Și mă salvă ăsta. Poate că mă prindea proasta dacă nu. Mulțumesc. Bă, Gini, ești super băiat. Stai un pic, că ăla chiar mă supără. Ăla mă supără de la început. Și-a dat 3 basic-uri, dar ei se încărcară. Nu toate, dar acum, cam acum, mi se încărcară toate. Mai rată 1, dar ei se încărcă. Rată 2, rată 3. Merge băgat. Așa, perfect. Mai avea un basic doar, pe care i s-a făcut pe parcurs. După care nimic. Deci era easy target. Deci când faci chestii de ăștia, ori fugi în timp ce tragi, ori dacă nu mai tragi deloc, frate. Nu mai tragi deloc pentru că dacă eu mă... Ce mă nerează asta? Dacă eu mă băgam în el, în timp ce avea basic-urile, avea o șansă destul de bunicică. Știți care e chestia? Că eu dacă mă bag acum pe proasta asta, o să și-și păstrează basic-urile, nu e fraieră. O să se bage efectiv pe... O să-și bage ulta, clar. 100%. Așa că, cel mai bine e să-i scot pe fraierii. Să-i scot pe fraierii ceilalți. Aaaa, ce prost sunt! Ce prost sunt! Deci uitați, asta nu suport, când sunt prost așa. Trebuia să-mi bag ulta, îl omoram pe la măcar. Nu știu, deci câteodată fac câte o boacănă din asta, de mă mir și eu. Ai, uitați-mă că le-am făcut, perfect. Hai să-l deschidem. Hai, domnule Megabox, ce ne dai și nouă? Ce ne dai și nouă? Nimic nu ne dai. Băgăm ia și picioreșele, măcar dăm power pe... Hai mă, dăm... Nu, bă, dăm bă power pe aia, bă. Nu vreau fraților să-mi dea... Mă. Vreau să strâng ceva mai multe cutii, s-ar putea să cumpăr eu ăsta token doublers-ul. Că mai avem 150 de gemuri oricum. Să mai iau practic 1000 de token doublers, vin 10 cutii. Vreau să strâng vreo 50 de cutii așa. O să deschid event tickets ăsta 1, vine vreo 20 ceva. Deci 100 ar veni 2020 de cutii. 20 cu 10, 30 cu 16 deja ar veni 46. Deci practic mai strâng vreo 4 cutii și ăla ar fi dacă am folosit toate event tickets. Și data viitoare o să deschidem toate chesturile astea. Și o să facem... Chest opening, practic nu o să stau să strâng 6500 de trofee ca să fac următorul video. Dar am ajuns și noi în platină, am înțeles că se numește asta, nu știu, ceva în genul ăsta. Care ține până la 1000 de trofee, de la 6000 la 1000, deci din 2000 în 2000 de trofee se schimbă chestia asta. Bun, e bine de știut. Băi, eu zic că am ajuns destul de binișor, 6000, având în vedere că am băgat în total 25 de lei, cu 10 lei, 35 de lei, cred că 35 de lei am băgat, nu? Ceva în genul ăsta. Ceea ce e destul de puțin, sincer. Ia uitați ce ăsta avem acum de 75 de lei. Dar nu mai luăm, nu, cel puțin pentru moment, nu știu. Mai ajung gemurile ăștia să mai cresc așa ușurel, cum am crescut și până acum. Băi, ia să vă mai arăt ce am mai făcut. Deci l-am făcut pe Bull Rank 15. Pe ăsta vreau să-l fac 15, pe Brock. Am jucat cu el, pe Dynamite 15, nu știu dacă v-am arătat. Pe Poco n-am mai reușit să-l duc 18. Am făcut, așa cum v-am zis, pe Crouch și pe Leon 16. Și am mai jucat pe Carl, am făcut 14 și fără să-l fac 15 și pe ăsta. Deci ușor îi ducem pe toți la 15. Dacă îi ducem pe toți la 15, ar veni 2 ori 1, 2, 2 ori 5, 10, da? Deci, nu, stai mă, câte trofee au ăstea? 300 de trofee, da? Nu, ar veni 6000 de trofee cu încă 1, 6300 de trofee.
dacă îi duci pe toți la 15, dar că noi mai avem și la 17 și la 16, deci o să fie mult mai multe. Adică undeva la 7000, dacă îi ducem pe toți la 15, dacă nu mai mult. Băi, fraților, cam asta a fost pentru episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, o să șterg eu ceva meciuri, că s-au strâns 29 de minute. Nu uitați să vă abonați, să dați și voi un like dacă v-a plăcut și noi, ca de obicei, o să ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!